Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba română în care vom vorbi despre accent. Vă propun să pornim de la niște exemple și vă rog să fiți atenți la pronunțarea cuvintelor. Acele fete sunt colegele mele de clasă. Acele bunicii cu care încroșetează fularul s-au rupt. Haina pe care o poartă are o culoare deosebită. Haina vulpe a furat găinile din curte. Adela este mereu veselă. La masa de Crăciun, mama a pus veselă nouă. Unchiul meu și-a cumpărat mobile de lemn de la un magazin cunoscut. Această tablă este mobilă, putându-se muta oriunde în clasă. Sunt sigură că ați observat că sensul unor cuvinte depinde de felul în care le accentuăm. Deși cuvintele scrise cu roșu sunt identice ca formă, două cu două, ele se accentuează diferit. Sunt marcate prin subliniere silabele pronunțate mai intens. Acele și acele, haina și haina, veselă și veselă, mobilă și mobilă. Așadar, ce este accentul? Din exemplele analizate am dedus că accentul reprezintă rostirea mai intensă a unei silabe în cadrul unui cuvânt. În limba română, accentul nu are un loc fix, spre deosebire de limbi precum maghiară și franceză. Vă propun acum să observăm împreună cum se accentuează cuvinte formate din două silabe, din trei silabe și din patru silabe. În cuvintele formate din două silabe se pot accentua fie silabele de pe prima poziție, ca în exemplele: cină, milă, casă, vază, fie cele de pe poziția a doua: atlas, copil, miros, somon. La cuvintele formate din trei silabe, poate fi accentuată prima silabă din cuvânt precum în exemplele lebădă, biblie, mazăre, viezure, a doua silabă din cuvinte, ca în exemplele tristețe, cu tremur, căciulă, spectacol, dar accentul poate cădea și pe a treia silaba cuvintelor, ca în exemplele rezultat, muncitor, elefant și merdenea. În cazul cuvintelor formate din patru silabe, pot fi accentuate primele: ferfeniță, lapoviță, lubeniță, veveriță. Pot fi accentuate silabele de pe poziția a doua, cum este cazul cuvintelor aprilie, septembrie, octombrie, noiembrie. Dar pot fi accentuate și silabele de pe poziția a treia romaniță, bucurie, istețime, autoare și chiar silabele de pe poziția a patra, Agu algocalmin, colocatar, antrenament, antifascist. Acum vom trece în revistă câteva excepții și situații care trebuie ținute în minte. Există cuvinte în cazul cărora se acceptă dubla accentuare. Putem spune atât antic cât și antic, atât jilav cât și jilav, atât trafic cât și trafic, atât firav cât și firav, atât profesor cât și profesor, atât gingaș cât și gingaș. De asemenea, accentul poate diferenția între clase morfologice diferite ale cuvintelor. Iată un exemplu în acest sens. Domnul director a ținut un discurs emoționant la începutul anului școlar în acest caz cuvântul director este substantiv însă în cazul comitetul director al firmei a participat la o ședință importantă director este adjectiv există verbe pentru care schimbarea accentului produce schimbarea timpului verbal cum e cazul verbului din exemplele următoare dacă spunem Adelina cântă în corul școlii, verbul este la timpul prezent. Dacă însă spunem mama îi cântă copilului un cântec de leagă în acum vreo 5 minute, verbul este la timpul perfect simplu. Acum aș vrea să exersăm și vă rog să scrieți cuvintele de mai jos pe caiete și să indicați, prin subliniere, silaba accentuată pentru fiecare cuvânt. Puneți pe pauză prezentarea în timpul rezolvării exercițiului. Iată și rezolvarea sarcinii de lucru. Cuvintele propuse se accentuează astfel: covoare, la lea, cântăreț, copil, pătură, foame, lebădă, conte, diamant și catastrofă. Ați ajuns la finalul lecției și vă felicit! Nu uitați! Accentul ne ajută să vorbim corect. Pronunțați, deci, cuvintele cu atenție. Pe data viitoare.